aplicat la seminarii chestionar. Și am ajuns la concluzia că principala lor dorință pentru un loc de muncă era supraveghere cât mai slabă din partea superiorilor. Pe locul 2, să fie muncă frumoasă, curată, să nu se murdărească. Erau multe fete, vreau muncă curată. Pe locul 3, posibilitatea de a da ieși în străinătate, adică afară. Și pe locul 4 era venitul. Nu o să vă dați seama ce tineret aveam în anii 80. Puneau banii pe locul 4. Acum îl pun pe locul 1, 2 și 3. A dispărut și o să vă spun, nu e doar problema României, domnul Gogoneaț. Trebuie să înțelegem, să facem zoom, aud, și să vedem la nivel european, la nivel mondial.